De ce îl rețineți? De ce nu ne spuneți și nouă? Sunt 30 de camere pe voi și nu vreau nimic. Mă doare inima! Ia-mă la! Lasă-mă! Că mă doare inima! Că mi-ai pus piciorul pe inima! Ridică-te, te rog frumos! Ridică-te! Aveam în față la PSD, strigam și acesta imediat a dat ordin, luați-l de aici, el! El a dat ordine. Deci te-a rugat frumos să te nu este prima oară. Nu este prima oară. Hai, și în partea cealaltă. La PSD. Ia mâna, nu mă ridic. Scoate masa. Nu. Scoatem cătușa, da? Scoatem cătușa, da? Nu vă rușine. Cum aveți, mă, tupeu, băi? Un om care se exprimă. Nu ți-e rușine, băi, că eu n-am deși nou. Am fost împușcat ca tu, ca să ai acest drept. Nu vă e rușine. Nu vă e rușine, băi. Nu vă e rușine. Cum poți, băi? Ce ați te comporți? Așa, mă. Cum te comporți, mă? Că tu totdeauna ai fost așa, mă. Întotdeauna, mă. Aole. Ridică-te. Lasă-mă pace să vă revin. Puteți să ne spuneți de ce anume se face vinovat pentru cel... Eram în fața la PSD, da, știm, strigam da, și să ne spună el acesta... Da, domnule, am primit o sesizare unui vechi de tulburare liniștii publice. L-am rugat frumos să se deplaseze pe trotuar și să manifeste civilia și a refuzat. Este pe trotuar. Ne-a jurat și pe noi. De la cine ați primit această sesizare? Nu putem să vedem. De la sediul din PSD? Da, nu putem să vedem. Lasă-mă pace, că mi-e... De la cine a deranjat, domnule? Lasă-mă să mă revin. A fost violent, a fost agresiv. Ce a făcut? Domnule polițist, ce lege a încălcat? V-a rugat frumos să vă comportați. Nu mai mințiți ordinat, pentru că eu unul, mă, și mă...
exprimam dumneata, imediat ai dat ordin. Nu este prima oară! Nu este prima oară! Cum nu ți-e rușine să minți în fața la PSD, în partea... Hai, mai încolo, lasă-mă, că poți și ieși! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.